Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Spitalul Județean Suceava. Eu vă urez să nu aveți parte în viața domnilor voastre decât de secția de nou-născuți, când vă naște soția, sora, prietena, fata, de genul ăsta. Atâta vă urez, că nu e. La spital nu e bine să ai treabă, știți cum e. La biserică și la spital e bine să numești decât la botezuri și la cununii. Dar se întâmplă ce nu se întâmplă zilele astea. E, aici în clădirea asta, dragilor, acum 2 ani de zile, începea nebunia. A fost COVID-ul, știți, în toată parcarea asta care o vedeți de spatele meu, mașini de militare, au fost o întreagă vânzolală la nivelul conducerii. La un moment dat a venit un om, și o să vedeți despre ce e vorba, și nu s-a mai auzit nimic de spital. Toate bune, frumoase, am ieșit din pandemie, nimeni nu vroia anul trecut să fie șef aici. Nimeni, dar nimeni nu vroia să fie șef aici. S-a terminat cu pandemia, se organizează concurs, e vânzoleală. În zilele acestea este mare vânzoleală la Spitalul Județean Suceava, se organizează concurs pentru funcția de manager. Astăzi, pentru că emoția este foarte mare și am văzut și în presă tot felul de povești, o să mai vedeți zile viitoare povești în presa locală, foarte multe povești sunt povestea asta. L-am rugat astăzi pe managerul spitalului, domnul Alexandru Calancea. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața. Hristos a înviat. Credeți în Dumnezeu? Adevărat a înviat, cu mare putere. Cu mare putere. Domnul manager, eu mi-am făcut o listă de întrebări aici, dumneavoastră, dar știți cum e? E ca la... Am întrebat 100 de români, dacă nu știți răspunsul, trecem la următoare. Mai departe. De ce vreți candidați? Așa cum ați făcut introducerea asta atât de frumoasă, încerc și eu să mențin standardul sus și să spun că, da, într-adevăr, acest spital merită o conducere performantă care să crească calitatea actului medical și să vină în sprijinul tuturor pacienților. Bun, îmi doresc ca la acest concurs care se va organiza în următoarea perioadă să participe cât mai mulți doritori. Da. De ce? Pentru că selecția trebuie să fie extrem de riguroasă, trebuie să fie ales cel mai bun dintre cei mai buni, astfel încât acest spital să performeze în continuare. Bun, din punctul meu de vedere, el acum performează? Din punctul meu de vedere, a fost o perioadă extrem de dificilă. Eu am preluat mandatul în 1 iulie 2020 și dorința mea de atunci și dorința noastră a tuturor a fost să stabilizăm în primul rând acest spital, pentru că el era într-un picaj liber, pot să spun. Pandemie, COVID, pandemie, era atunci spitalul în totalitate făcut COVID, un județ privat de un spital de urgență, unde avem specialități unice și atunci dorința noastră a tuturor și a conducerii din momentul respectiv și a tuturor celor care au fost înaintea mea, conducerea militară, domnul doctor Buzdugan, și-au dorit să stabilizeze picajul acestui spital. S-a reușit și chiar ușor, din punctul meu de vedere, în ultima perioadă, acest spital a început să-și rea activitatea, pacienții au început să-și recapete în încrederea în acest spital și în continuare conducerea care va fi instalată de la data din 1 iulie trebuie să meargă în acest trend de a performa în acest spital, pentru că avem cu ce, avem posibilitatea, e păcat să nu ne dorim mai mult noi de la noi, să venim în sprijinul pacientului. Care e proiectul dumneavoastră managerial? Că bănuiesc că veți cere așa ceva, nu? Consiliul Județean. Cu siguranță. Ce vrei să faci? Ce mai vrei să faci? Proiectul meu va fi axat pe nevoile pacientului. Mi-am dat seama în acești 2 ani de zile că și pandemia ne-a arătat tuturor cam care sunt deficiențele sistemului medical românesc în general și cam care sunt nevoile pacientului. Poate că până la pandemie multe lucruri nu le cunoșteam, nu le înțelegeam în totalitate, dar această pandemie ne-a descoperit foarte multe deficiențe a sistemului medical. Dacă acest spital arată foarte bine și așa cum ați spus-o și ne uităm de jur împrejur, e un spital foarte frumos. Arată bine din afară, acum știți din cum punctul, e. Din afară e vopsit gardul, haideți că nu vreau să fiu răutăcios, dar nu știm ce leopard din dinăuntru. Din punctul meu de vedere trebuie mers foarte mult pe creșterea calității actului medical. Și aici sunt foarte, foarte multe aspecte de discutat. E vorba de creșterea calității actului medical. Cum o creșteți? Că aceiași oameni, acum vorbim foarte, eu voi fi răutăcios să spun, aceiași oameni cu aceleași obiceiuri, făcând aceleași lucruri, nu pot să schimbe nimic în viață. Dacă echipa managerială care va fi instalată în viitorul apropiat va înțelege acest aspect, eu spun că toate eforturile vor fi făcute în această direcție, astfel încât subordonații, astfel încât colegii din spital să înțeleagă că acest spital nu are altă direcție decât în folosul pacientului. Din punct de vedere tehnic, ce anume ar mai trebui de făcut la Spitalul Județean Suceava ca să fie un spital de top? Este un spital de top, deja eram înainte de pandemie,
Că de-aia am avut atâtea atacuri la adresa Suceavei, toată lumea spunea că, nu e de, că era cam prea frumos. Eram invidiați la nivel invidiați. Național. Ce trebuie de făcut acum ca să vorbim de spital de top? Că toată lumea, nu, acum să vă supărați pe mine, dar vă rog să nu luați un nume de rău, știți că e vorba aia, cel mai bun medic din Suceava e acceleratul de Iași. Ce ar trebui schimbat ca lumea să vină la Spitalul Județean Suceava? Bă, mă duc la Suceava, adică chiar am încredere. În continuare, trebuie aduse specialități care nu există în momentul de față și așteptăm cu nerăbdare radioterapia să funcționeze în Spitalul Județean Suceava. Așteptăm stimulatoarele cardiace, așa cum am spus de fiecare dată. Terapia intensivă trebuie adaptată anului 2022, așa cum ne-a arătat pandemia că trebuie să existe. Cele două spitale de infecțioase și de pediatrie trebuie să apară și, pe lângă aceste aspecte, personalul medical trebuie să înțeleagă că este în slujba pacientului. Și nu există decât o datorie pe care trebuie să o facă în slujba pacientului. Altfel, nu vom oferi un act medical de calitate. Și eu voi milita pentru acest aspect. Eu vreau ca colegii mei să înțeleagă că nu există altă soluție pentru dumnealor. Cine dorește să facă parte în această echipă, va face. Fiind în slujba pacientului, fără alte înțelegeri sau alte dorințe sau alte lucruri ascunse. Așa după cum am fost criticat și cu ultimele concursuri. Și din anul 2020 tot organizăm concursuri, atât la medici cât și la asistenți. Și știți, dezideratul meu a fost întotdeauna să lucrez cu oameni, poate că mai puțini, dar de calitate și care își doresc cu adevărat să performeze în spital, decât foarte mulți și care nu își doresc să facă performanță în Spitalul Județean Suceava. Deci mă voi axa în ceea ce voi prezenta ca și lucrare de management pe nevoile pacientului. Și am descoperit în cei 2 ani de zile care sunt nevoile. Acum întrebarea era, am avut o altă, și eu citesc de pe prompter, știți cum zice? Cum vedeți faptul că doar câteva cadre medicale medii angajate în pandemie au luat concurs? Foarte multă lume s-a întrebat ce se întâmplă, adică au venit mulți, nu vă mai spun, de voluntari, de asistente și totuși ceva se întâmplă. De ce? Din păcate așa este, cum a spus dumneavoastră, cred că am avut în jur de 100, pot să spun, de asistente. Din iulie 2021 am tot organizat concursuri pe perioadă nedeterminată. Mulți dintre dumnealor s-au înscris la acele concursuri și au promovat și sunt acum în rândurile noastre în Spitalul Județean Suceava. O parte dintre ei, da, într-adevăr 70, au rămas pentru acest ultim examen. Că nu a fost un concurs, a fost un examen. Adică fiecare a concurat pe postul lui și trebuia să obțină o notă de minim 6. Eu am cerut celor implicați în organizarea concursului, comisiilor, să fie corecți și exigenți. De ce? Pentru că ne dorim ca doar cei mai buni să intre în Spitalul Județean Suceava. Pentru că doar așa putem crește calitatea actului medical. Oameni care sunt devotați pacientului, oameni care se sacrifică pentru pacient, oameni care înțeleg suferința pacientului. Dacă nu vom înțelege aceste aspecte, nu vom performa în medicină. Vă e frică de concurență? Sub nicio formă. Concurența în orice domeniu, eu cred că aduce un lucru bun sau multe lucruri bune. Dar și scoate multe lucruri la suprafață. Și multe lucruri la suprafață, și, dar vă dați seama, o comisie trebuie să aibă de unde să aleagă pe cel mai bun. Așa, ești singur, iei nota minimă de trecere și cu asta basta. Nu, cred că trebuie să fie o concurență adevărată, trebuie să fie un examen absolut corect, așa cum va fi, și cel mai bun și cel care aduce un proiect de viitor în următorii ani foarte bun pentru Spitalul Județean Suceava să câștige. Ce face cu pandemia? COVID? Ce, o dăm pe variola maimuței? Pandemia este spre final. Noi ne-am stabilizat undeva la 15-20 de pacienți zilnic în Spitalul Județean Suceava. Din fericire, toate forme ușoare de cazuri COVID. Un singur pacient aveam dimineață în terapie intensivă pe oxigenoterapie, nu era intubat. Da, din păcate vedem că ne confruntăm și cu alte patologii noi, infectocontagioase și nu numai. Cred că trebuie să fim pregătiți ca sistem medical și această pandemie ne-a descoperit multe deficiențe, așa cum spuneam, și am declarat-o de foarte multe ori, un sistem medical foarte fragil în România. De aceea trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim, să ținem aproape unul de altul. Eu tot vorbesc de sistem medical sucevean. Degeaba Spitalul Județean Suceava va construi, va selecta pe cei mai buni medici, asistenți, dacă nu vom lucra într-un sistem medical integrat în Suceava. Și eu spun că vom mai avea provocări. Nu de la asta vi se trage?
că vreți să fiți șeful tuturor spitalelor din județ, adică la modul ca să le gestionați, da. Nu dumneavoastră pe persoană fizică, Alexandru Calancea, managerul spitalului județean ceva, adică cumva ca să știi, mă, ce e la Folticeni, ce e la Humor, ce e la Rădăuți, ce e la Mătrador. Împreună, dorința mea este ca împreună toate cele 8 spitale să răspundă tuturor nevoilor oamenilor din județ și nu numai, pentru că, vă spuneam, Botoșaniu, Bistrița, Neamțu vin spre noi cu dorința de a colabora cu noi și atunci noi trebuie în județul Suceava să răspundem nevoilor tuturor spitalelor, astfel încât Spitalul Județean Suceava să facă ceea ce poate să facă la un nivel înalt. Suntem pe aceeași linie, pot să spun, cu centrele universitare și e păcat să nu arătăm ceea ce putem face. Ce vă doriți la concurs? Ce se întâmplă? Acum, cinstit. Nu vă dor de secția de cardiologie, să stați liniștiți, să nu vă mai bateți capul cu Mihai Chira, cu toți jurnaliștii, cu ăla are, ăla n-are, aia nu-i câștigătare, știți cum e. Și cu tot felul de lucruri care se răsfrâng asupra sănătății celui implicat, asupra familiei celui implicat, tot felul de reproșuri. Nu, sunt convins că aici trebuie să fie cineva care își dorește cu adevărat performanță pentru Spitalul Județean Suceava. Și doar performanță. Când spun performanță, spun că nu trebuie să existe în Spitalul Județean Suceava alte interese decât interesul pacientului. Eu sper și sunt sigur că acest concurs va fi absolut corect organizat, va fi transparent, cel mai bun va câștiga și cred că alegerea va fi foarte bună pentru Spitalul Județean Suceava. Și o să vedeți că performanța va apărea, dar trebuie să lucrăm la calitatea umană, selecția trebuie să fie extrem de riguroasă. V-aș întreba despre construcție, despre clădiri, dar cred că la urma urmei totul se rezumă la oameni, sau nu? Dorința mea, de când am preluat mandatul, așa cum am spus, a fost să stabilizez acest avion care era într-un picaj, într-un declin. S-a reușit acest lucru, da, de acum înainte ne vom gândi, așa cum am spus, și la investiții mult mai mari, mult mai multe și o să vedeți și de anul ăsta încep construcțiile și o să vedeți din nou șantiere în desfășurare, dar, într-adevăr, actul medical trebuie să aibă niște transformări, să ne aplicăm mult mai mult asupra calității actului medical și asupra empatiei cadrului medical vis-a-vis de pacient. Vă întreb ceva, așa că e la final și că nu mai puteți întoarce vorbele acum. De ce eu? Eu sunt medic în Spitalul Județean și vă întreb, mi-a mers atât de bine, eram liniștit, a venit Alexandru Calancea, mă, hai să ne îndreptăm spre pacient. Nu zic că acum nu se întâmplă. Am avut, tata a fost operat aici, dumneavoastră, jos pălăria, n-am nicio problemă. Dar nu vi veți face dușman pe medici și pe asistente? Că și aici o poveste, știți cum toți luptă împotriva managerului, e clar. Da. Eu nu-mi doresc să fac dușman pe absolut nimeni, îmi doresc să-i fac să înțeleagă, și mulți dintre ei înțeleg, că noi suntem în slujba pacientului. Dacă pacienții nu ne trec poarta, noi nu mai avem ce căuta în acest spital. Nu există spital fără pacient. Și atunci, și noi lucrăm cu pacientul. Slujba noastră este, noi suntem în slujba pacientului. Da, am trezit multe orgolii, da, nu știu, apar foarte multe lucruri împotriva mea, dar nu mă interesează. Atâta timp cât știu că eu sunt corect și atâta timp cât știu că sunt în slujba pacientului și încerc să cresc calitatea actului medical și îi rog pe colegii mei, pe fiecare categorie de personal, să trateze acel pacient exact cum ar fi pe acel pat cineva drag lui, din familia lui. Și când vom ajunge să înțelegem lucrul ăsta, o să vedeți că o să avem și satisfacție noi ca și cadre medicale, dar și pacientul se va simți foarte bine tratat în Spitalul Județean Suceava. Și îmi doresc pe toate palierele, pe siguranța pacientului, pe alimentația pacientului, actul medical și așa cum am spus, să lucrăm la fiecare palier. Da, până acum am avut perioade de câte 6 luni de zile de interimat și știți cum îi încerci să împaci și capra și varza și să fii bun cu toată lumea, dar nu merge așa. De aceea acest spital trebuie să aibă un manager plin de la data de 1 iulie, care să-și asume conducerea acestui spital și să îl ducă într-o direcție bună, așa cum am spus, și sunt sigur că acest lucru se va întâmpla. Domnul manager, ce să vă urez? Succes sau? Mulțumesc. Succes, că baftă nu e cazul, de succes. Succes și, cum să vă spun, răbdare, pentru că sunt atâtea atacuri, sunt atâtea lucruri murdare care se îndreaptă asupra acestui spital, încât nu ne dăm seama că ne facem rău tot nouă. De aceea eu spun că trebuie să fim corecți unul cu altul, trebuie să fim transparenți, trebuie să facem front comun și să avem un spital, să fim mândri de acest spital, pentru că toți, mai degrabă sau mai târziu, vom avea nevoie de acest spital. Dragilor, îi țin de vreo minut mâna, nu-i tremură.
Succes, domnule manager. Succes. Dați-mi drum. Aoleu. Domnilor, domnul, nu e rana aia mea, nu e de săvârșită de domnul doctor. E cu emoții. Aici la Spitalul Județean Suceava e cu mare emoție, deși domnul Calanceanu arată, are și domnia sa emoții. Atacurile sunt din toate părțile. Este una dintre cele mai râvnite poziții din județul Suceava, după cea de președinte a Consiliului Județean. Credeți-mă că știu ce spun. Vă mulțumesc frumos. Ca de obicei, un like, un share înseamnă foarte mult pentru echipa News Bucovina și pentru actorii care, cu ghilimele de rigoare, actorii din fața și din spatele camerei, pentru că am și pe colegul meu aici alături de mine. Vă mulțumesc frumos. Sănătate maximă, sus inimile, numai bine!